Urgență majoră, acum avem 4 posturi de medici pediatri și un post de chirurg pediatru, pentru că un coleg de-a nostru a plecat. Mai avem la compartimentul de primiri urgențe, pentru că ne-au plecat urgentiști, avem nevoie neapărat de un medic specializat pe urgențe. La oftalmologie, ambele doctorițe sunt în concediu creștere copil, deci nu mai există oftalmolog pentru copii în Prahova, la stat, la privat există. Dar există copii cu necesități speciale. Sunt copiii care iau certificate de handicap și acestea se eliberează doar din unitățile de stat. Deci, 2 ani de zile nu vom avea oftalmolog. Noi avem concursurile acestea în derulare. Sunt anunțate pe posturi GOV de multă vreme. S-au depus deja dosare pentru posturile disponibile, dar s-a blocat procedura de concurs, pentru că la noi selecția dosarelor ar fi avut loc în 16 și ordonanța 34 s-a dat în data de 15. Câte posturi vacante sunt în momentul de față la Spitalul de Pediatrie? În jur de 100 de posturi. În jur de 100 de posturi vacante. Medici, asistenți medicali, personal auxiliar. În general, la TESA nu ne grăbim, pentru că la TESA nu te ocupi de sănătatea copiilor, ci ești activitate conexă. Foarte importantă, de asemenea, dar activitate conexă. Și noi vrem să scoatem, mă rog, vrem să mergem în continuare cu posturile medicale, nu neapărat cu personalul TESA.